Secretaria Guvernului. Începem ședința de guvern. Am convocat această ședință de guvern, a doua ședință de guvern în această săptămână, cu câteva obiective importante. După cum bine știți, odată cu finalizarea stării de urgență și intrarea în starea de alertă, am prevăzut un plan de relaxare gradual, treptat, care să permită ridicarea pas cu pas a restricțiilor în diferite domenii în funcție de evaluările privind riscul epidemiologic. Primul punct important pe ordinea de zi este hotărârea de guvern care modifică hotărârea de guvern privind instituirea stării de alertă, mai precis vom modifica anexa 3, pentru a permite relaxarea în mai multe domenii de activitate. Înainte de ședința de guvern am avut reuniunea Comitetului Național pentru Situații de Urgență. La reuniunea Comitetului Național pentru Situații de Urgență am adoptat hotărârea numărul 26, care este baza proiectului de modificare a hotărârii de guvern privind instituirea stării de alertă și care cuprinde toate măsurile de relaxare care sunt propuse a fi introduse în cadrul anexei 3 aferentă hotărârii de guvern. Practic, Comitetul Național pentru Situații de Urgență, prin hotărârea adoptată, propune se permite organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în aer liber, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilită prin ordinul comun al Ministrului Tineretului și Sportului și Ministrul Sănătății. Se permite organizarea și desfășurarea în bazine aflate în aer liber sau în bazine acoperite a activităților de pregătire fizică a sportivilor profesioniști și a competițiilor sportive, tot fără participarea spectatorilor și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al Ministrului Tineretului și Sportului și Ministrului Sănătății. De asemenea, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști a activităților de pregătire fizică în spații închise, numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minim 7 metri per persoană și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilită. La articolul 2 al hotărârii se menționează că începând cu data de 1 iunie este permisă organizarea și desfășurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale în aer liber, repet, în aer liber, precum și a festivalelor publice și private cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la o distanță de minim 2 metri unul față de celălalt și cu obligativitatea purtării măștii de protecție în timpul spectacolului și a respectării condițiilor stabilite prin ordinul comun al Ministrului Culturii și al Ministrului Sănătății. Începând cu data de 1 iunie, se ridică restricțiile, interdicțiile privind deplasarea persoanelor în afara localității, respectiv zonei metropolitane. La articolul 4 se reia transportul feroviar internațional. La articolul 5 se reia transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România cu respectarea condițiilor stabilite. Începând cu data de 1 iunie, se permite prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice, în spații destinate, dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt persoane care provin din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilită prin ordin comun al Ministrului Sănătății, Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și președintelui Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Următorul articol al hotărârii CNSU, de la data de 1 iunie, accesul persoanelor pe plajă se realizează cu asigurarea de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minim 2 metri între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministrului Sănătății și Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, emis în temeiul articolului 71 aliniatul 2 din legea 55/2020. De asemenea, se permite desfășurarea, organizarea și desfășurarea de spectacole în sistemul de drive-in cu condițiile care vor fi stabilite prin ordin comun. Aceasta este hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Va trebui să introducem în hotărârea de guvern toate modificările făcute în conformitate cu această decizie a Comitetului Național pentru Situații de Urgență pentru a permite desfășurarea activităților pentru care se ridică restricțiile care au existat până în momentul de față. Toți miniștrii care trebuie să emită ordinele comune vor trebui să lucreze până în data de 1 iunie pentru elaborarea ordinelor comune și pentru publicarea lor în monitor oficial, astfel încât toți administratorii de plajă, toți patronii de companii care au terase, toți transportatorii rutieri și toate celelalte categorii de agenți economici și de asemenea și cetățenii români să cunoască foarte bine care sunt regulile care trebuie respectate odată cu deschiderea acestor activități. De asemenea, al doilea obiectiv important al acestei ședințe de guvern este adoptarea proiectului de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Muncii, prin care trebuie să stabilim măsurile active de sprijin pentru angajatori și angajați după data de 1 iunie. Adică să stabilim foarte clar pentru ce domenii se menține șomajul tehnic, domeniile care încă se află sub restricție. De asemenea, să stabilim pentru angajații care revin în activitate odată cu încetarea restricțiilor, formula de sprijin care este acordată și angajaților și implicit și angajatorilor după data de 1 iunie pentru angajații care revin la muncă. De asemenea, să stabilim măsuri active pentru categoriile defavorizate, respectiv pentru persoanele aflate în ultimii 10 ani de activitate înaintea vârstei de pensionare și, de asemenea, pentru persoanele tinere aflate în căutarea unui loc de muncă. Se știe foarte clar că există un șomaj foarte mare în rândul tinerilor care sunt în căutarea unui loc de muncă, astfel încât să creăm un stimulent pentru companii să angajeze aceste categorii de persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă. Aceste două puncte figurează pe ordinea de zi alături de alte câteva hotărâri de guvern. Vă invit să îmi spuneți dacă există propuneri de acte normative pe lista suplimentară. Domnul ministru Bode.
Domnule prim-ministru, vă rog să aprobați suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții pasaj de nivelat superior pe DN21, kilometru 105 cu 500, județul Călăraș, vorbim de celebrul pasaj Drajna. Deci aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru pasajul de la Drajna. Da, domnule prim-ministru. Asta este chiar o veste bună. După ani de așteptări, astăzi facem un pas important înainte în eliminarea blocajelor înregistrate într-unul de cele mai aglomerate noduri rutiere din România. Noi vom amenaja acolo un pasaj rutier de-a lungul DN21, peste calea ferată București-Constanța și peste intersecția DN3A. Vreau să vă informez, domnule prim-ministru, că în fundamentarea necesității implementării acestui obiectiv am ținut cont de media zilnică anuală înregistrată în prezent, respectiv 11.300 de vehicule pe zi, cu mențiunea că în desfășurarea traficului în configurația actuală a infrastructurii se înregistrează un timp de așteptare de 30 45, chiar 60 de minute. Ultima oară am stat o oră jumate la bariera de la Drajna. Mai cu seamă în sezonul estival. Mulțumesc, de acord. Mulțumesc frumos. Doamna ministru Anisie, cum stăm cu achiziția măștilor, doamna ministru? Stăm bine. La momentul acesta s-au încheiat contractele pentru achiziția acestora. De mâine încep distribuția către inspectoratele școlare, urmând ca acestea să ducă în unitățile de învățământ preuniversitar măștile necesare. Da. Domnule prim-ministru, vă rog să-mi permiteți să introducem pe ordinea de zi suplimentară un proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a elevilor și pentru modificarea hotărârii de guvern numărul 42 din 2017 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți. Este hotărârea de guvern prin care hotărâm cum se finanțează transportul elevilor pentru a asigura gratuitatea serviciilor de transport. Da, este vorba despre transportul local gratuit pentru elevi pe tot parcursul anului calendaristic. Transportul elevilor care fac naveta va fi gratuit pe tot parcursul anului școlar, iar transportul feroviar și cu metroul pentru elevi și pentru studenți va fi gratuit pe tot parcursul anului, pe tot parcursul anului calendaristic. Anului calendaristic. Școlar. Da. Am înțeles. Bine, de acord. Mulțumesc. Domnul ministru Veran. Domnule prim-ministru, vă solicit includerea pe agenda de lucru a ședinței Guvernului României a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 394 din 2020, privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acestea pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. De acord, domnul ministru. Mulțumesc. Alte propuneri, domnul ministru Tătaru. Domnule prim-ministru, vă rugăm să fiți de acord cu includerea pe lista suplimentară a ședinței Guvernului a următoarelor proiecte de acte normative. Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 155 pe 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 și hotărârea Guvernului privind completarea anexei la hotărârea Guvernului 140 pe 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate pentru anii 2018-2019 pentru stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. De acord, domnul ministru. Dacă nu mai aveți alte
propuneri. Domnul ministru, hotărârea de guvern privind normele metodologice după publicarea Monitor Oficial, nu? Da, este pregătită, dar așteptăm să fie publicată ordonanța în Monitor Oficial și după aceea venim și cu hotărârea de guvern. Următoarea ședință. Cel mai probabil mâine o să fie publicată ordonanța și ar trebui marți sau miercuri adoptată hotărârea de guvern. Bine. Mulțumesc.